Scara scrisă de Sfântul Ioan Scărarul este, dacă nu prima, în orice caz în top 3 scrieri duhovnicești în ortodoxie din toate timpurile. În filocalie o găsiți la volumul 9. Înainte să vă spun despre conținutul scării, ar fi bine să lămurim un lucru. Este aceasta o carte doar pentru monahi? Răspunsul este că, de principiu, ea a fost scrisă pentru călugări, dar multe dintre învățăturile scării sunt perfect aplicabile vieții creștine din lume. Deci, nu este doar pentru monahi. Sfântul Ioan Scărarul este un foarte bun cunoscător al psihologiei umane, dar are și trăiri duhovnicești foarte înalte. Când vorbește despre cădările omului, o face ca un cunoscător al omului în general, iar atunci când ne vorbește despre marile bucurii spirituale, o face să sune ca o invitație adresată tuturor. Ca să înțelegeți ce tip de înțelepciune se găsește în această carte remarcabilă, vă povestesc o întâmplare care este relatată în scolii, adică în notele explicative care au fost scrise ulterior. Se povestește despre un monah care avea patima mâniei. Stătea în mănăstire, dar avea mereu impresia că ceilalți călugări îl enervează și îi tulbură pacea. Așa că a cerut voie să plece din mănăstire și să meargă într-un loc pustiu, ca să scape de această ispită. A plecat, într-adevăr. Iar când a ajuns în noua lui chilie din pustietate, dintr-o peșteră foarte austeră, ce a făcut? Și-a așezat greșit ulciorul cu ulei. Iar uleiul s-a vărsat. Și părintele respectiv s-a supărat rău de tot pe întâmplarea asta s-a mâniat din nou, exact așa cum i se întâmpla și în mănăstire. Numai că de îndată ce i-a trecut mânia și a dat seama că, de fapt, rădăcina răului în el era. Deci mânia nu-i venea de la frații din mănăstire, așa cum crezuse, ci de la el însuși, pentru că atunci când n-au mai fost călugări prin preajma lui, el s-a mâniat din alt motiv, din pricina uleiului. Și dacă n-ar fi fost uleiul, ar fi găsit cu siguranță o altă pricină. Așa că părintele respectiv și-a luat tot bagajul și s-a întors în mănăstire, pentru că acum știa cu ce fel de dușman trebuie să lupte, cu vrăjmașul interior. Și acum intru în cuprinsul cărții. Voi încerca pe cât posibil să citesc Scara ca pe o lucrare adresată tuturor creștinilor, nu doar monahilor, respectiv să culeg din ea ceea ce ni se potrivește nouă tuturor, dar urmând toate treptele. Iată deci, Sfântul Ioan Scărarul ne spune la începutul Scării ce avem de abandonat. Adică ce avem de lăsat în urmă atunci când începem în mod serios viața duhovnicească există pentru toți un astfel de început. Ce trebuie deci să abandonăm atunci când facem acest început? În primul rând, trebuie să lăsăm deoparte ceea ce Sfântul Ioan numește, cu o expresie veche, viața deșartă. Ce înseamnă viața deșartă? Înseamnă viața goală, goală de sens, iar scoliile la acest text, adică frazele tălmăcitoare care sunt atașate textului, ne spun că omul are de renunțat la trei lucruri foarte instructiv și foarte neașteptat. Pe de-o parte, la lucrurile materiale. Asta o anticipam. Trebuie să ne vindecăm de obsesia de a strânge mereu și mereu lucruri materiale. Valoroase ni se pare nouă, dar derizorii la un moment dat. Doi, trebuie să renunțăm la patimi, Adică la concesiile pe care le facem trupului nostru. Și trei, trebuie să renunțăm la neștiință. Fiți atenți ce lucru interesant. Ideea că omul are de renunțat la păcate și la obsesia pentru materie era veche. Dar nu la fel de evidentă era ideea că omul este dator să renunțe la neștiință. Deci, omul care vrea să fie om duhovnicesc, ține minte, trebuie să învețe. Și să încerce să înțeleagă. Însă, atenție, la Sfinții părinți, ca și la filozofia antichității, înțelepciunea nu era niciodată doar o acumulare de cunoștințe, ci era o punere în practică. Deci, cunoști și ești înțelept doar în măsura în care faci ceea ce pretinzi că știi. Cât privește renunțarea la cele concrete, Sfântul Ioan spune foarte simplu. Ceea ce avem noi de făcut înseamnă tăgăduirea firii pentru a dobândi cele mai presus de fire. Negăm lucrurile naturale pentru că le căutăm pe cele supranaturale. Pare simplu, pare simplu. Sfântul Ioan avertizează lupta duhovnicească, mai ales în viața monahală. Seamănă cu o pâine amestecată cu ierburi amare. Din care trebuie să mănânci. Este ca un pahar cu băutură amestecată cu lacrimi. Deci, trebuie să ai grijă când îți alegi un astfel de drum, pentru ca să nu fii dezamăgit sau derutat de toate greutățile pe care le vei întâlni. Tot pentru cei care intră în mănăstire, dar poate că este un sfat bun pentru orice creștin, Sfântul Ioan spune care sunt cei trei stâlpi ai temeliei bune. Deci vrei să construiești omul cel nou, omul duhovnicesc? Ei bine, trebuie să pui construcția pe trei stâlpi. Primul este nerăutatea, să nu fie nicio viclenie, niciun gând ascuns în tine. Al doilea este postul. Când consumi exagerat și cauți confortul material, sigur scazi din cele spirituale. Și trei, neprihănirea fuga de patimi, de patimile trupești, care întunecă partea spirituală și o deturnează spre scopuri efemere. A doua treaptă a scării Sfântului Ioan este despătimirea. Ce înseamnă despătimirea? Înseamnă să nu mai iubim și să nu ne mai îngrijim de bani, de proprietăți și nici de slava vieții. Iar pentru monachi nici măcar de familie sau de prieteni. Și vorbește aici Sfântul Ioan despre cele trei lepădări. De ce se leapădă cel care îl caută pe Dumnezeu? Prima lepădare este că lasă deoparte tot ce este material. A doua lepădare este că abandonează voia proprie și se încredințează unui ghid duhovnicesc, unui părinte duhovnicesc. Iar a treia lepădare este abandonarea slavei deșarte, adică a gloriei lumii, a gândului trufaș, ascuns, bineînțeles, care îți spune perfid la ureche cât ești tu de valoros și cât îți datorează ție lumea toată. Deci, lepădarea de materie, lepădarea de voia proprie, lepădarea de slava lumii. În aceeași direcție este scris și capitolul despre treapta a treia a scării. El ne vorbește despre înstrăinare. Sfântul Ioan ne spune aici că decizia de a urma pe Hristos trebuie să fie totală și definitivă. Iar atunci când te-ai decis, trebuie să ieși din viața ta trecută și să o consideri un pământ străin. Ești acum un cetățean al unei alte patrii, în care cele spirituale sunt prioritatea absolută. Al patrulea capitol este despre ascultare. Știți că ascultarea este un instrument extraordinar de important pentru monahi. În viața mirenilor, ascultarea înseamnă să respecti ceea ce îți spune duhovnicul, chiar dacă asta nu-ți convine foarte mult. Dar e limpede că pentru mireni, ascultarea este cu totul altceva decât pentru monahi, care au și depus jurământul ascultării. Sfântul Ioan mai urcă apoi o treaptă spre desăvârșire, treapta pocăinței, ai lăsat în urmă lumea cu toate ale ei, dar păcatele săvârșite te urmăresc. Trebuie să le vindeci prin pocăință. Și pocăință înseamnă aici spovedanie, dar și canon aspru, ispășire prin asceză, uneori asceză foarte grea. Treapta a șase, cugetarea la momentul morții. Este privită ca o mare dovadă de înțelepciune, dar și ca un pedagog Cine are moartea în fața sa mereu, spune Sfântul Ioan Scărarul, nu va putea păcătui. Treapta a șaptea, plânsul pentru păcate. Despre acest plâns, Sfântul Ioan ne spune că, deși exprimă regretul, el este totuși, în mod paradoxal, izvor de bucurie. Se numește plânsul de bucurie făcător. El este în primă fază un semn al pocăinței adânci, Lacrimile izvorăsc din regretul resimțit organic ca o nevoie stringentă. Dar aceste lacrimi aduc după aceea pacea, aduc bucuria împăcării profunde cu Dumnezeu. Ele sunt, deci, lacrimi mângâietoare, sunt semn de vindecare sufletească. Treptele de până aici au fost despre plecarea din lume, pe de-o parte, sau despre abandonarea trecutului, dar și despre vindecarea trecutului prin pocăință. De acum înainte, începe o altă etapă a scării către rai, și anume lupta cu ispitele prezentului și dobândirea corespunzătoare a virtuților. Deci până acum am luptat cu trecutul, acum ne ocupăm de prezent. Iată, treapta a opta, să eviți mânia și să devii blând. Să fii blând înseamnă pentru Sfântul Ioan Scărarul să rămâi senin cu inima și plin de iubire față de cel care te supără. Treapta a noua este o virtute care se naște din lupta cu mânia, cea de pe treapta anterioară, și anume să nu ții minte răul. Ai memoria răului? Atunci vei avea combustibil pentru mânie și neiertare. Nu ții minte răul? Perfect! Ai scăpat de o viperă pe care o purtai mereu pe tine. Și tot în aceeași sferă de preocupări este și treapta a zecea. Aici luptăm cu clevetirea. Clevetirea se naște, spune Sfântul Ioan scărarul, din ținerea de minte a răului. Dar este, de fapt, fiica urii. Sfântul Ioan zice cu duritate: Clevetirea este o lipitoare grasă. Pur și simplu, o lipitoare grasă. Se lipește de tine și nu te mai lasă în pace. Nu o să insist prea mult, dar o să spun la acest capitol doar faptul că Sfântul Ioan povestește în scara cum a fost alungat din mănăstire, alungat, un frate care se ocupa chiar cu asta, cu clevetirea. Cel care vorbește de rău pe cineva care nu este prezent, afectează de fapt întreaga atmosferă din comunitatea respectivă. Este ca un vierme care mușcă din măr fără să-l vezi. Treapta 11 să eviți multa vorbire și să preferi tăcerea. De ce să nu vorbești prea mult? Nu o să vă vină să credeți câte probleme spirituale își au originea exact aici, în vorbirea multă. Iată ce spune Sfântul Ioan. Multa vorbire este ușă pentru clevetire. Vorbim despre oameni și de obicei vorbim despre păcatele lor, nu despre virtuțile lor. Este născătoarea trândăviei, Adică știți cum este, hai să stăm de vorbă, hai să stăm, stăm și atunci nu lucrăm. Împrăștierea minții vine tot de acolo. Mintea trebuie ținută concentrată, nu trebuie lăsată să călătorească nesupravegheat. Și glumele, minciuna, tot prin multa vorbire intră în suflet, iar ele nu sunt deloc pentru monahi. Deci, multa vorbire nu este o virtute, ci mai degrabă este opusul virtuții. Treapta 12, să fugi de minciună. Simplu. Treapta 13, să ai grijă la lenea sufletească. Lenea sau lâncezeala sufletească. Adică acea moleșeală și plictiseală față de toate cele duhovnicești pe care le ai de făcut. Treapta 14, să-ți biruiești stomacul. Nu insist prea mult, vă dau doar un citat. stăpânește stomacul până nu ajunge să te stăpânească el pe tine. Poate fi ceva mai clar decât atât? Treapta a 15 -a, castitatea. Și vă dau direct un citat din text. Neprihănit este cel care a dobândit o desăvârșită indiferență față de deosebirea dintre trupuri. Trebuie să traduc ce înseamnă indiferență față de deosebirea dintre trupuri. Nevinovat este cel pe care faptul de a vedea propriul său trup sau trupul altuia de același gen sau de gen diferit, îl lasă cu totul și cu totul indiferent. Asta este treapta celor desăvârșiți. Cei care n-au ajuns încă la ea, măcar trebuie să știe care este ținta. Deci ținta este ca trupul să fie complet despovărat de orice formă a activității sau a dorinței de natură sexuală. La capitolul acesta, Sfântul Ioan insistă mult, pentru că recunoaște că ispita trupului este una dintre cele mai persistente și mai greu de biruit. Treapta a 16. Fuga de bani. Neagonisirea. Foarte necapitalist, nu-i așa? Sigur. Să eviți banii și să nu vrei nici să-i câștigi, nici să-i cheltuiești, nici să-i economisești. Sfântul Ioan ne spune aici ceva deloc evident, și anume că iubirea de bani. Subminează alte virtuți. Iată ce spune el: un iubitor de săraci și un iubitor de arginți s-au întâlnit. Iar cel de-al doilea, adică iubitorul de bani, l-a numit pe primul nechipzuit. Deci, când iubești banii, milostenia ți se pare o slăbiciune, nu o virtute. Iubirea de argint subminează multe alte virtuți. Treapta a 17 este despre lupta cu nesimțirea. Nesimțirea, adică indiferența. Când stai prea mult timp într-o stare de depărtare față de cele sfinte, ajungi să nu le mai apreciezi absolut deloc și, deci, nici să nu-ți le mai dorești. E o stare, bineînțeles, de profundă nefericire. Este moartea Sufletului, înainte de moartea trupului. Treapta a 18 a despre lupta cu somnul. Firește, somnul este necesar din punct de vedere fiziologic, dar când este redus timpul de somn, asta aduce mari beneficii spiritului, mai ales atunci când timpul pe care îl furi de la somn este dedicat rugăciunii. Treapta a 19 -a este despre priveghere. Privegherea purifică amintirea, spune Sfântul Ioan. Și adaugă după aceea, probabil cea mai frumoasă frază din toată cartea și anume, monahul priveghetor este pescar de gânduri. Pescar de gânduri. Treapta a douăzecea. Aici Sfântul Ivan vorbește despre lupta cu frica. Este mai ales vorba despre frica celor care locuiesc în sihăstrii. E frică fizică, nu spirituală. Frica aceea care apare atunci când ești expus unui pericol imediat. Și sunt pericole reale atunci când stai în sihăstrie, în singurătate. Dar și puterea monahului, spune Sfântul Ioan, este o putere reală. Credința nu este o iluzie. Deci curajul pe care îl primim prin credință este și el cât se poate de real. Treapta a 21 -a este despre slava deșartă, cea cu multe chipuri slava de șartă cea cu multe chipuri. Autorul scării este foarte tăios. Iubitorul de slavă de șartă este închinător la idoli. Treapta a 22 -a acum, despre lupta cu mândria. Slava de șartă de la treapta anterioară înseamnă lauda primită din partea lumii. Mândria, de data asta, este părerea pe care ți-o faci tu despre tine însuți este trufia, altfel spus. Este un gând de o toxicitate absolută. Treapta a 23-a, despre înfruntarea gândurilor de hulă, care este o specie particulară, zice Sfântul Ioan, a luptei cu gândurile. Treapta a 24-a este foarte senină, despre blândețe, simplitate și nerăutate. Să-ți ții mintea în simplitate. Ce înseamnă? Înseamnă să fii la cugetare, asemenea copiilor, care nu au gânduri ascunse, ci spun exact ceea ce gândesc. Să nu ai gânduri ascunse. Treapta a 25-a. Despre smerita cugetare. Smerita cugetare. Smerita cugetare este cea care face patimile să dispară. Ce înseamnă smerita cugetare nu este simplu de spus nici măcar nu e simplu pentru Sfântul Ioan Scărarul. Smerita cugetare ar putea însemna, de exemplu, să-ți uiți faptele bune sau să te consideri cel mai păcătos om sau să conștientizezi slăbiciunile minții tale sau să fii primul care iartă și care renunță în cazul unui conflict sau să-ți lași voia ta deoparte și să fii mereu ascultător. Dar la toate acestea Sfântul Ioan adaugă, Trebuie să fim atenți la ceea ce spune Mântuitorul, care ne cere să luăm pe El drept model. Iisus spune așa: Căutați la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Smerit cu inima. De fapt, aici este cheia. Treapta a 26. -a, după ce am vorbit despre smerita cugetare, treapta următoare este deosebirea gândurilor. Este o treaptă extrem, extrem de importantă și este o artă duhovnicească foarte subtilă. Cum faci diferența între un gând bun și un gând rău? Cum știi dacă un anumit gând este o ispită sau nu este o ispită? Sfântul Ioan consideră trei trepte diferite pentru diferențierea gândurilor. La începători, la cei de la mijloc și la cei de săvârșiți. La începători, cunoașterea gândurilor este mai degrabă intuitivă. Te folosești de criteriile obișnuite, de obicei, cel mai folosit este criteriul scopului, respectiv, simplu, un lucru este bun sau este rău, în funcție de scopul pentru care îl faci. La cei de la mijloc, adică mai avansați duhovnicește, dar nu încă desăvârșiți, Deosebirea gândurilor se desfășoară pe un tărâm aparte, e ceva foarte special. Sfântul Ioan Scărarul spune că monahii care au ajuns aici posedă ceea ce el numește simțirea înțelegătoare. Această expresie, simțirea înțelegătoare, este veche și vine încă de la Sfântul Grigore de Nisa, spune Părintele Stăniloae într-una dintre notele de subsol. Ce înseamnă această simțire înțelegătoare? Este un instrument special, infailibil, și anume, este momentul în care mintea înțelege și simte în același timp. Și pentru că înțelege și simte în același timp, Înțelege și simte, prin aceasta deosebește cu precizie binele de rău. În fine, la etapa a treia a celor desăvârșiți, diferența dintre gândul bun și gândul rău o face harul Dumnezeesc. Harul Dumnezeesc, pe care omul aflat pe această treaptă a desăvârșirii, l-a primit deja. Deci, la cei desăvârșiți, care sunt, bineînțeles, foarte rari, Cunoașterea se face prin luminare dumnezeiască. Mai avem doar patru trepte până la finalul scării. Dacă am urcat până aici, raiul este aproape. Îi simțim deja mireasma. Avem atât de multă putere deja câștigată și avem atâta bunătate de care Dumnezeu deja ne-a împărtășit. Urcăm deci și pe următoarele trepte. A 27-a este treapta liniștirii. Trupul s-a liniștit, dar și sufletul se bucură și el de liniștire. Cel care s-a liniștit, spune Sfântul Ioan, este ca o casă a iubirii. Treapta a 28 -a este cea pe care Sfântul Ioan o numește mama tuturor virtuților. Nu-i așa că sunteți curioși care este această mamă a tuturor lucrurilor bune? Cauza a tot ceea ce poate fi bun? Ei bine, această activitate sufletească miraculoasă, care naște tot ceea ce este bun, este rugăciunea. Rugăciunea. Banala rugăciune, ai zice. Dar este momentul de har, de fapt, în care omul se însoțește cu Dumnezeu. Este tuturor accesibilă, dar este dătătoare a tot binele din viața noastră. Treapta a 29-a este pentru cei foarte înalți duhovnicește. Nepătimirea. Ce înseamnă nepătimirea? Este atunci când trupul tău a devenit nestricăcios, adică incoruptibil, iar mintea s-a înălțat deasupra zidirii, zice Sfântul Ioan, adică se ocupă numai cu cele care sunt deasupra lumii materiale. Am ajuns deja sus, foarte, foarte sus. Treapta cu numărul 30 este treapta pe care se trăiesc de plin cele trei virtuți fundamentale: dragostea, nădejdea și credința. Fraților, aceasta este scara Raiului. Dacă mergem pe ea, avem un ghidaj care ne duce de la starea omului material și plin de răni sufletești până la starea omului luminat de Duhul Sfânt care trăiește pe pământ, dar este ca și când ar fi în cer. Scara Sfântului Ioan nu se oprește brusc. Mai are un capitol intitulat Către păstor. Este cuvântul adresat de Sfântul Ioan celor care conduc și în drumă. Adică egumenilor și stareților pe de-o dar și preoților duhovnici și monahilor care au ucenici tuturor celor care îndrumă și învață pe alții în biserică. Este lectură obligatorie pentru orice păstor de suflete. Aceasta a fost, deci, scara impresionantă prin cunoașterea profundă a umanului cu căderile, dar și cu luminile sale, cu perspectivele lui uluitoare. Dar mai trebuie să vă spun că Sfântul Ioan Scărarul, atunci când a scris acest uimitor manual duhovnicesc, n-a luat cunoștințe din cărți, ci din viață. În scara nu este aproape nimic din bibliotecă. Totul este pe viu, totul este trăit, este vibrant. Și de asta aș vrea să vă spun pe scurt și care este firul biografic al Sfântului Ioan. El este numit Scărarul din cauza că este autorul acestei opere remarcabile, dar mai are două nume cu care este cunoscut, Ioan Scolasticul sau Ioan Sinaitul. Scolasticul însemna cărturarul, pentru că era inteligent și foarte cultivat. Probabil s-a născut în Palestina, probabil pe la anul 579 și probabil într-o familie înstărită. Se știe că era pregătit nu doar ca teolog, dar educația sa cuprindea și științele profane. La vârsta de 16 ani a intrat în mănăstire. Unde? În mănăstirea de pe muntele Sinai. Era o mănăstire renumită și așa a rămas până astăzi. Iar în acest perimetru al Sinaiului își va petrece Sfântul Ioan toată viața. Ioan a făcut apoi o îndelungată și consistentă ucenicie, obligatorie, bineînțeles, la începutul vieții monahale. A fost primit ucenic de un părinte pe nume Martirie. Cât timp credeți că a stat Ioan ca ucenic la acest părinte? Numai puțin de 19 ani. Deci și-a asumat această perioadă de noviciat pe care a petrecut-o sub observația și sub îndrumarea părintelui său duhovnicesc. Dar părintele martirie a murit la un moment dat, iar Ioan, care era acum un monah maturizat, avea nevoie de o experiență specială. Așa că a ieșit dintre zidurile mănăstirii ca să viețuiască în izolare și tendința aceasta este vizibilă la foarte mulți părinți monahi, și de acum și de altă dată. Anume, ei simt nevoia să meargă la un loc în care nu vin prea mulți pelerini. Să meargă la liniște, așa cum spun ei. Merg la liniște, adică la un schit retras sau la un metoc al mănăstirii, sau pur și simplu într-un loc neștiut de nimeni sau de aproape nimeni. Acolo nu se aude zgomotul lumii. Dar ce se aude totuși? Se aud gândurile și se fac vizibile ispitele de tot felul. Deci atunci când, când un monah merge la liniște, el de fapt merge la război spiritual. În locul acesta retras, în afara zidurilor mănăstirii, la 5.000 de părtare, Sfântul Ioan a stat 40 de ani. Practic, aproape toată viața sa de maturitate monahală s-a desfășurat aici, în locul numit Tola. Biograful Sfântului Ioan ne spune despre el că era un om foarte echilibrat duhovnicește. De exemplu, în legătură cu mâncarea. Mânca din toate lucrurile permise de regimul monahal. Și probabil că era un regim destul de strict. Deci mânca totuși de toate, dar din toate foarte puțin. De ce din toate, dar foarte puțin? Pentru ca să nu se mândrească în, în inima sa și să nu se poată spune despre el că este un mare postitor. Dar, pe de altă parte, nici să nu compromită postirea. Ispita universală a mândriei o alunga prin faptul că petrecea aproape tot timpul în singurătate și, în felul acesta, nu avea oameni prin preajmă care să se comporte cu el ca și când ar fi fost un mare avă pentru că acesta este cu adevărat un mare pericol pentru monahii îmbunătățiți. Ne mai spune biograful că Ioan deja scăpase de păcatul mâniei prin faptul că făcuse o ascultare strictă față de părintele său duhovnicesc și, se pare, ascultarea ucide irascibilitatea. De ținut minte. În afară de chilia sa, mai avea un loc în care se retrăgea pentru singurătate totală, și anume o peșteră foarte mică la un picior de munte, unde nimeni nu-l putea auzi sau vedea. În privința somnului, Ioan Sinaitul avea o rânduială foarte aspră, și anume dormea atât cât să nu vatăme firea minții. Așa spune biograful. Ce înseamnă asta? Înseamnă că priveghea foarte mult la limita sănătății mintale. Este consemnată o minune a Sfântului Ioan Scărarul, săvârșită chiar în timpul vieții. Ucenicul său, pe nume Moise, a trebuit să meargă într-o zi călduroasă să aducă ceva pentru chilie. Pe drumul de întoarcere, Moise a obosit, pentru că era foarte cald, și s-a așezat pentru câteva minute sub o stâncă la răcoare. Și acolo a ațipit. În exact același timp, Ioan stătea în chilia sa și a avut o viziune în care cineva, un chip cuvios, îi spunea că ucenicul, Moise, este în pericol de moarte. Ioan s-a pus atunci la rugăciunea adâncă și puternică. Spre seară, Moise a ajuns acasă și a povestit părintelui Ioan Sinaitul cum cineva cu chipul lui Ioan l-a trezit din somn exact înainte ca stânca sub care se odihnea să se prăvale peste el. Ioan nu i-a spus nimic cu cenicului, dar a știut că înștiințarea pe care o primise în vis era pentru salvarea ucenicului său. Evident, experiența acestui mare monah nu trebuia irosită, așa că spre finalul vieții, Ioan a fost chemat să preia rolul de egumen al mănăstirii Sinai. Aici și acum a fost scrisă lucrarea Scara, sau cu titlul ei complet, Scara Dumnezeiescului Urcuș. Ideea cărții nu a fost a autorului, ci a venit de la egumenul Ioan de la mănăstirea Rait. În vremea respectivă era nevoie de un manual, de o regulă monahală, care să fie ca un ghid pentru monahi. Iar manualul acesta duhovnicesc trebuia să-l ridice pe monah către cer, prin respectarea pașilor de desăvârșire spirituală. Egumenul de la Rait a cerut lui Ioan, egumenul de la Sinai, să scrie acest manual, iar Ioan Sinaitul a acceptat cu smerenie, așa cum răiese din corespondența lor, care s-a păstrat până azi. Sfântul Ioan Scărarul sau Sinaitul a trecut din viața aceasta în jurul anului 649. Ca să-l poziționăm cumva în istoria bisericii, putem să ne aducem aminte că a fost contemporan cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, care s-a născut cam în același timp cu el, dar a trăit cu 13 ani mai mult. Iar în apropiere de anul morții Sfântului Ioan Scărarul, se năștea Sfântul Andrei Criteanul, autorul canonului cel mare. Ca să completăm tabloul, la 30 de ani după moartea Sfântului Ioan Scărarul, avea să se țină al șaselea sinod ecumenic, în care s-a discutat despre erezia monotelismului. Aceasta a fost viața Sfântului Ioan Scărarul. Tot ceea ce am spus aici este pentru că Scara este o lucrare foarte cunoscută dar foarte puțin citită. Făceți-vă deci timp să o deschideți și dacă nu aveți timp să o parcurgeți integral, puteți citi direct capitolul care vă interesează mai mult. Se pot citi și capitolele separat unele de altele. Și în final o să vă citesc ultimul pasaj din scara. Cum încheie Sfântul Ioan lucrarea sa în care a oferit atâtea și atâtea sfaturi despre viața duhovnicească. Iată acest ultim paragraf. Mi se pare că-l aud pe cel care-mi zice, dar tu, cel care înveți pe altul, nu te faci învățătorul tău? Adică tu, cel care ne-ai spus despre desăvârșire, nu s-ar cuveni să te oprești acum și să te ocupi cu propria ta desăvârșire? Dar acum, reia Sfântul Ioan, dar acum, după ce am spus acestea, opresc cursul Cuvântului. Și mă opresc și eu aici.